O rudă de mea apropiată, mai de mult, mereu îmi spunea cât de greu a trecut copilăria și adolescența lui, despre felul în care nu avea sprijin și ajutor pentru a învăța la o universitate. Iar acum, din cauza lipsei de educație și a jobului, are și mai mari probleme financiare. Mereu se plânge că dacă ar avea părinți bogați sau un prieten bun care să-l ajute, nimic rău nu s-ar fi întâmplat. O altă rudă, de asemenea, îmi povestește în ce sărăcie a trăit mai de mult, despre cât de greu i-a fost și că nimeni nu l-a ajutat cu nimic. Îmi povestește cât de mult s-a pregătit pentru a intra la facultate, însă nu a reușit să treacă de admitere. Evidențiază că, până a crescut mare, mereu a trecut prin greutăți. La fel, nimeni nu l-a ajutat, însă s-a ocupat de dezvoltarea personală. A lucrat zi și noapte, de aceea e atât de bogat și respectat acum. Dacă ați observat, prima și a doua rudă au ajuns la rezultate diferite, începând din aceleași circumstanțe. Așa tip de oameni ca prima rudă a mea se numesc reactivi. Ei focusează atenția pe ceea ce nu pot schimba sau controla, astfel acuzând exact acele circumstanțe. Așa oameni ca a doua rudă se numesc proactivi. Ei focusează atenția pe lucrurile pe care le pot schimba, omințând alți factori care nu depind de ei, acordând atenție doar la ceea ce pot influența cu adevărat. Înțelegeți? Oamenilor le este foarte greu să se întrebe: ce aș face eu în această situație pentru a o schimba? Pentru că răspunsul la această întrebare este legat de muncă, obstacole și nopți nedormite. Pentru că creierul nostru mereu încearcă să facă ceva mai ușor, să lenevească, iar unii oameni se tem de dificultăți și de acțiuni. De aceea, aceștia preferă să dea vina pe circumstanțele din jur, negândindu-se la propria lor muncă. Prima calitate a oamenilor de succes este să fii proactiv și să-ți focusezi atenția doar pe ceea ce poți schimba. Imaginați-vă că sunteți la o ceremonie funerară, nu la oarecare, ci la ale tale. Lumea plânge, iar tu stai lângă corpul tău nesuflețit și te uiți la el. Ce ai vrea să spui despre tine în acel moment? Asta e cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ți-o pui pe tot parcursul vieții. Ați spune că ați fost un soț sau soție? Dacă spuneți așa, atunci de ce mult zilnic, după ce vin de la muncă, discută negativ și iritați cu soții lor? În așa perspectivă dorim noi să fim văzuți? Sau doriți să spuneți că ați fost util societății și ați avut un mare impact asupra vieții oamenilor? Dacă este într-adevăr așa, faceți ceva acum care v-ar permite să vorbiți așa despre voi însă și în viitor? Sau totuși vă este frică de greutăți și de eșecuri? Niciodată nu ați făcut schimbări radicale și nu v-ați întrecut propriile limite, dar ați trăit ca și ceilalți, o viață mediocră. Vreți să spuneți că sunteți deștepți, capabili și educați? Dacă da, atunci zilnic cât timp dedicați asimilării de noi cunoștințe pentru citirea cărților și punerea în practică a gândurilor și a ideilor voastre? Dacă ne-am întreba cum aș dori ca alții să mă țină minte, atunci cu siguranță ne vom strădui să facem schimbări fundamentale în viața noastră. Astfel, a doua calitate a oamenilor de succes este cunoașterea din timp a rezultatului pe care vrem să-l obținem în urma acțiunilor noastre. Dacă acum te-aș întreba, ce este pentru tine mai important sau mai de preț în viață? Mulți dintre noi ar răspunde: sănătatea, relațiile, familie. Cel mai mult probabil, nimeni dintre noi nu va răspunde: privitul televizorului, citirea postărilor pe Facebook, urmărirea celor ce dau like sau comentează pozele noastre și alte. Acum, să atragem atenția ce activități ne iau mai mult timp: privitul televizorului, Facebook-ul sau poate exercițiile fizice pentru întărirea sănătății sau încercarea de a crea o armonie în relația din familie. Încercați să acordați mai mult timp lucrurilor importante pentru dumneavoastră. Dacă ceea ce faceți nu vă conduce spre atingerea obiectivului sau viselor voastre, atunci nu vă pierdeți timpul. Cu toții știm că timpul înseamnă bani. Dar timpul este de multe ori mai valoros decât banii, pentru că dacă banii se termină, îi poți câștiga din nou, dar nu poți niciodată întoarce timpul pierdut. Prin urmare, a treia calitate a oamenilor de succes este punerea în prim plan a ceea ce este cu adevărat important. Acum, imaginați-vă că aveți un restaurant cu specific japonez, iar eu am un restaurant cu specific chinezesc. Să presupunem că baza dumneavoastră de clienți fideli este de 5.000 de persoane, iar baza mea de clienți fideli este la fel 5.000 de persoane. Facem o înțelegere prin care dumneavoastră împărțiți cartea noastră de vizită, clienții voștri, același lucru îl facem și noi. Astfel, noi putem câștiga câțiva clienți noi.
Iar acum, imaginați-vă o altă situație în care eu accesez pagina voastră pe Facebook, scriu acolo recenzii negative despre restaurantul vostru, despre cât de oribilă este mâncarea acolo, sau că cuiva i s-a făcut rău de la mâncare. Astfel, o să pierdeți din clienți, iar eu o să aștept că cumva, ca prin minune, toți clienții de la voi să vină la mine. La un moment dat, sigur o să afle despre aceasta. O să accesați pagina de Facebook a restaurantului meu și o să scrieți la rândul vostru recenzii negative și despre restaurantul meu. Astfel, o să pierd și eu clienți. Până la urmă, pierdem popularitate și rămânem păgubași pe mult timp. Deci, a patra calitate a oamenilor de succes este să se gândească la câștigul ambelor părți. Nu vă gândiți că atunci când cineva pierde, altcineva câștigă. Pentru victorie, nu trebuie neapărat careva să piardă. Încercați ca odată cu dumneavoastră să câștige și oponentul, pentru că numai așa veți rămâne pe mult timp câștigător. Să zicem că eu am scris o carte și doresc să vă vând. Dacă voi spune, vă rog, cumpărați această carte, am pierdut luni întregi, nu am dormit nopți și zile, oare asta v-ar interesa? Desigur nu. Ce treabă aveți cu greutățile mele? De ce ar trebui să pierdeți timp cu cartea mea? Doar pentru că am lucrat mult la ea atunci când puteți cumpăra altceva de pe banii voștri. Pentru voi e important ce beneficii veți obține din cartea mea, cum veți folosi cunoștințele din ea, nu timpul pierdut pentru a o realiza. Al cincilea sfat este cel pe care încerc să-l urmez în fiecare zi. În toate relațiile sau relațiile de afaceri, chiar și în acest videoclip de pe YouTube, eu folosesc această metodă care spune: încercați să ajutați pe cineva astfel încât ei să vă aducă folos. Acum, imaginați-vă că sunteți doi prieteni și doriți să culegeți niște fructe din copac, dar sigur nu ajungeți la crengi. Dacă nu o să o cooperați, o să vă întoarceți cu mâinile goale acasă. Iar dacă o să cooperați, ca de exemplu, unul se urcă pe umerii altuia, așa veți strânge multe fructe. Apoi le veți împărți între voi. O astfel de asociere se numește sinergie. Sau, să zicem că avem nevoie de un design bun pentru noul meu proiect. În loc să pierd câteva ani pentru a învăța design profesionist, mai bine angajez o persoană cu experiență de 10 ani în domeniu, pentru că, dacă vreau să fiu la fel de pro ca el, trebuie să pierd 10 ani din viața mea pe învățat. Nu uitați, împreună suntem mai puternici. Timpul în viața noastră e limitat, de aceea skill-urile și obiceiurile pe care le învățăm sunt și ele limitate. Dar dacă ne unim cu alți oameni și lucrăm împreună, posibilitățile noastre vor fi nelimitate. A șasea calitate a oamenilor de succes este capacitatea de a crea sinergie. Un bărbat încearcă să taie un copac cu un ferestrău timp de mai multe ore. După o anumită perioadă de timp, vecinul nu s-a putut abține, se apropie de el și i-a zis: știi, dacă ascuți ferestrăul, atunci vei tăia mult mai repede copacul. La care bărbatul i-a răspuns: dar dacă încep să ascult ferestrăul, nu o să-mi ia mai mult timp. Acest caz poate părea primitiv și amuzant, dar majoritatea oamenilor așa fac întotdeauna. Noi nu putem aloca 30 de minute pe zi pentru a face sport ca să ne întărim sănătatea, ca să fim mai productivi. Astfel, ajungem ca corpul nostru să devină mai greoi. Deja devine o problemă pentru noi să ne facem o cafea. Iar, odată cu bătrâneța, ajungem într-o situație atât de teribilă, încât nu putem nici măcar să ne mișcăm. Devenim dependenți de cineva. Sau, nu avem 15 minute pe zi pentru a citi câteva cărți pentru dezvoltarea personală. Însă citim postările de pe rețele de socializare, ne uităm la televizor, bârfim, iar apoi, când apare o situație dificilă, ne plângem de viața și de soarta crudă. Știți cu ce seamănă asta? Exact cum atunci când dorim să construim o casă, dar nu găsim timp să punem fundația. Însă căutăm ca o cărămidă să stea ferm pe pământ. Din păcate, în viață nu vom reuși asta niciodată. Deci, a șaptea calitate a oamenilor de succes, ei găsesc în mod constant timp să-și ascute ferestrăul. Dacă v-a plăcut acest video și doriți să mai vedeți și alte lucrări la fel, abonați-vă la canalul nostru Experiența X pe YouTube pentru a primi notificarea la încărcarea unui nou videoclip. În plus, dacă videoclipurile noastre vă sunt de folos, trimiteți-le și prietenilor, astfel încât și ei să beneficieze de aceste sfaturi. Nu uitați să puneți un like, pentru că atunci când sunt multe like-uri, YouTube-ul recomandă și altor oameni aceste videoclipuri.
Mulțumesc!